seara, dragi telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cronii Sportive. Știu că este luni, dar ne-am băgat, să zic așa, în grilă și lunea, normal cu emisiunea de vorbă cu Stelian și Cătălin, pe care ați văzut-o săptămâna trecută, unde am dezbătut tot ce s-a întâmplat în săptămâna respectivă în lumea sportului, atât cel local, cât și cel internațional și cel național. Și au fost subiecte care m-am acomodat cu Cătălin în acest platou să discutăm despre sport. Mi-a plăcut atât ca și prieten, cât ca și coleg, ca moderator, pentru că s-a schimbat puțin macazul, nu mai este cu invitat și moderator, dar astăzi am schimbat din nou traseul, a venit ca și invitat, a început Olimpiada și îmi place să spun așa că și Timișoara va avea Olimpiada sa în luna octombrie, când foarte multe țări vor veni la Timișoara. Noi încă nu ne dăm seama de ce eveniment urmează să se întâmple în Timișoara, pentru că, până la urmă, este un eveniment internațional. Repet asta, acest eveniment internațional este foarte important pentru a promova orașul, chiar și țara, și se face la Timișoara. Cătălin încearcă și sper să reușească să facă acest lucru. Este un sport de care poate sunt și de multe ori răutăți, dar cel mai bine, până la răutăți, documentați-vă. Dacă vă documentați, răutățile puteți să le lăsați pe margine. Întotdeauna ne place să fim mai cărcotași, dar dacă există un sport internațional și este cunoscut și a fost sport olimpic, acest sport există și nu este inventat de Cătălin sau de mai știu eu cine. Până la urmă, există și o federație în care se întâmplă lucruri acolo, sunt comunicate de presă, sunt oameni, sunt sportivi care fac ceva pentru lumea sportului și trebuie respectați până la aceste cârcoteli. Poate cei care sunt cu cârcotelile n-au făcut sport în viața lor, dar vorbesc. Partea acum asta nu o schimbăm noi și noi putem să fim înjurați chiar și în direct, chiar și prin mesaje. Asta este, ne-am asumat acest lucru pentru că venim în fața dumneavoastră, dar nu acesta este obiectivul nostru, să vă supărăm pe dumneavoastră, ci să vă respectăm, să vă învățăm și să apreciați ce fac cei din sport, pentru că toate aceste lucruri se fac pentru această comunitate, dar în octombrie se face pentru comunitatea națională a României. Așa am spus, și Timișoara va avea o olimpiadă în luna octombrie. Cătălin Simon, prezent astăzi în platoul televiziunii Nouă. Vorbim despre Pangration Atlima, despre evenimentul internațional care urmează să se țină la noi în oraș. Nu stăm și discutăm astăzi despre sport. Abia săptămâna viitoare, de la 21:30, vă invităm de pe acum să ne urmăriți, pentru că vor fi subiecte interesante. Așadar, Cătălin, bună seara și bine te-am găsit astăzi în calitate de invitat. Bună seara, dragă Stelian, bună seara, dragi telespectatori. Mă bucur că vechiul statut de invitat l-ai recâștigat, mi-este atribuit și astăzi, dar bineînțeles, mă bucur că ești un om aproape de noi, de sportivi, și întotdeauna încerci să promovezi tot ceea ce înseamnă sportul zonal și exact din această cauză am și acceptat să fac emisiunea cu tine, pentru că meriți. Da, meriți așa, și propunere... îți mulțumim din suflet pentru tot ce ai făcut pentru noi, pentru sportivii din Timișoara, pentru promovarea de care am avut parte. Pentru că, așa cum am zis și data trecută, am fost la domnul președintele Consiliului Județean pentru campionat și l-am deranjat. M-a scos afară pentru campionatul mondial. Deci cam asta ar fi ideea unora despre sport. Ai făcut o prezentare foarte lungă. Nici nu știu cu ce să încep. Cu orice astăzi. Vrei tu. Da, vorbim astăzi strict despre campionatul mondial ce va avea loc în Timișoara la Sala Olimpia. Campionatul mondial de Pangration Atlima, care va fi la cea de-a 10-a ediție în actualul format. Așa cum bine știm că și Olimpiada este la, nu știu, din 1896, parcă e la, da, nu știu, a câta ediție, da. Ca idee de început, o să citesc de pe telefon, pentru că astăzi nu avem laptopul, dar sunt multe informații. Și vreau să vă citesc câteva
idei, ca să despre spun așa, sportul pangretonat despre, că aici despre cred Pandrate, că este nu? Da. Ideea, nu? Da, despre jocurile olimpice, că tot se pune problema, despre importanța acestui sport la olimpiade, despre prezența acestui sport. Că multă lume ce-i pangrationul? Ce-i și sportul ăsta? Păi bun, ok, dacă nu este... S-au găsit și ăștia să vorbească de sport sau tot felul de remarci, nu? Am auzit că l-am inventat eu sportul ăsta ca să fiu campion. Păi eu în sportul ăsta, înainte de pangrationat Lima, am fost campion de jiu-jitsu brazilian, de grappling, după ce am ajuns campion și aici. Fratele meu a fost și campion de lupte libere. Așadar, nu am început cu sportul ăsta. Inventat. Aici a venit, că am aflat și noi întâmplător, de la o colegă de la București, care zice, hai, veniți să încercați, poate vă place, poate nu vă place. Și ne s-a potrivit așa, ca o mânușă acest sport. Și ne-a plăcut foarte mult. După ce am aflat și noi, ne-a fost rușine că n-am știut ce înseamnă pangrationat Lima. Îl spun foarte sincer, ne-a fost rușine. Spun sincer că și tu pe mine m-ai educat cu acest sport. N-am știut, habar n-am avut. Dar... Te rog. Să începem ușor prezentarea. Deci Jocurile Olimpice au apărut în Grecia Antică. Asta este clar, mă gândesc că nu există dubiu. Să nu existe Grecia, da? Da, să nu existe Grecia Antică, da, unde avem o istorie. Da? Și zeii și... primele documente care atestă existența acestui eveniment internațional datează din anul, atenție, 776 înainte de Hristos. Asta înseamnă că noi suntem astăzi în 2024, mai adăugăm 776 de ani și undeva acum 2800, corect după calculele mele, aproximativ 2800 de ani în urmă. Eu n-am trăit atunci cu siguranță, nici Stelian, nici mama, nici tata, nici actualii președinți. Nici actualii, poate Cârcotași, care mai zic, nu? Așa. Există diverse dovezi literare și arheologice care sugerează faptul că jocurile olimpice antice ar fi existat în Olimpia, chiar din secolul... Ce poze ne pune, scuze că te întrerup colega noastră. Da, astea Becky. Sunt din Grecia Antică. Deci nu sunt... Asta sunt de la Federația Adică asta reprezintă, da. Da, da, de la Federația Mondială, care reprezintă pangrationul... Te rog. Sportul... inventat de zei pentru greci. Da, uite, și acum vine următoarea frază. Jocurile olimpice erau închinate lui Zeus. Se organizau din 4 în 4 ani și durau 5 zile. Iar în cinstea lor se declara un armistițiu olimpic, adică olimpiada, care dura 3 luni. Asta ce însemna? Că oamenii ăia nu, indiferent de că erau adversari între sate, cum aveau ei, cum se organizau ei în Grecia Antică, alea 3 luni erau prieteni, nu exista război între ei. De ce? Sportivii trebuiau să se antreneze, să facă un drum, da? Să se deplaseze, atunci nu aveau avioane și mașini cum sunt astăzi, și pentru a concura. Atenție! Pangrationul a fost introdus ca disciplină la Jocurile Olimpice în anul 648 înainte de Hristos, devenind cea mai respectabilă probă timp de 1000 de ani. 1000 de ani a fost. 1000 de ani a fost cea mai respectabilă probă. Da? Scurt. Asta înseamnă inclusiv după Hristos. Da? Undeva până în 350, aproximativ după Hristos. Din păcate, și spun din păcate pentru că ați văzut și deschiderea Jocurile Olimpice de la Paris, unde au fost bărbați îmbrăcați în femei și femei cu barbă și copii și haos, nu vreau să nu primim o amendă, nu vreau să zic alte cuvinte, nu vreau să, nu e doar a mea, în afară de mine au fost mulți care au fost dezamăgiți, criticat, zic așa, dezamăgiți de festivitatea de deschidere, strict legată de acei dansatori care erau îmbrăcați altfel decât trebuiau. În rest, jos pălăria cu prezentarea sportivilor, cu prezentarea loturilor naționale, cu prezentarea. Extraordinar, da. Superb. Bun. Deci, Jocurile Olimpice moderne din ziua de astăzi nu mai includ pangration ca probă olimpică. Deci nu mai includ. Astăzi, care imediat o să spun și că din 1896 s-a reintrodus olimpiada, da? Deci din 350 aproximativ până în 1800, aproape 900,
Da, e o diferență de 1500 de ani, da. În care Olimpiada, Jocurile Olimpice, nici de iarnă, nici de vară, n-au existat, pur și simplu. Ce regăsim în schimb la Olimpiada? Breakdance, skateboarding, dansul la bară, etc. Tot aici am scris eu o chestie despre ceremonia deschiderii de la Jocurile Olimpice, că aș prefera să nu vorbesc. În continuare, ideologia greacă, deci în gândirea grecilor, din Grecia antică, aceștia considerau că nu poate fi considerat un om, nu poate fi considerat complet, dacă acesta nu își îmbunătățea condiția fizică, atât fizică cât și spirituală. Da? Aristotel, atenție, aici vorbim de nume grele. N-am auzit de el. Grele. N-am auzit. Vorbim de Aristotel, care a trăit hăt, și Cătălin Simon astăzi. Cine era? Da? Aristotel, mentorul lui Alexandru cel Mare. Arhimede, Pitagora, Sofocle și alți erudiți au fost practicanți de Pangration. Și chiar campioni. Deci acești oameni, că au fost oameni, sau semizei, sau ce, cum ne place nouă să le spunem, au fost campioni și practicanți de Pangration. Da? Pentru ei era o mândrie. Așa că, dragi telespectatori, n-am inventat nici eu, nici fratele meu, nici actualul președinte al Federației Române, nici actualul președinte al Federației Mondiale. Voi doar, Cătăline, noi doar continuăm. Ne-ați lămurit ce înseamnă acest sport celor pe care mine au... de mult. Eu tot am vorbit în fața dumneavoastră și am spus că este un sport care este de peste 1000 de ani. E un sport din care eu cred că s-au tras și celelalte sporturi de contact. Da, de aici au derivat toate. Da, pentru că normal, știi cum e, și într-o afacere, când încep cu o idee, mai pleacă alții pe lângă tine cu aceeași idee și mai fac alte lucruri. Adică, tu de una o idee, dintr-o idee poate să plece N alte idei și atunci și aceste sporturi. Aceste sporturi există, ne-ai lămurit, ne-ai citit exact ce înseamnă acest sport, eu te cred, cred că și telespectatorii noștri sunt convinși. Se găsesc informațiile pe internet. Sunt convinși, da, se găsesc pe internet, chiar pe Wikipedia, să spunem sursa de unde am citit aceste lucruri. Atât vreau, o secundă, atât vreau să spun că în Academiile Elene, da, era obligatoriu ca fiecare student să practice și să concureze. Adică nu la modul că mă duc să-mi fac o poză cu sportivii, cu boxerii, cu luptătorii, cu nu știu care, erai obligat. Deci erau alte vremuri atunci. Da. Da, aș vrea să ne întoarcem acum, totuși, cum am spus respectătorilor noștri, că în această perioadă, în perioada din octombrie, 24-28 octombrie, există acest mega eveniment în Timișoara și, în primul rând, vreau să te felicit pentru că știu cât de mult te implici și cât ai făcut pentru acest sport. Nu știu dacă știu telespectatorii noștri că ești foarte implicat în ceea ce faci și, până la urmă, nu faci pentru tine, nu faci să te îmbogățești, nu faci să-ți cumperi vreo mașină, încă vreo mașină sau vreo casă, faci pentru timișoreni și nu numai, pentru oameni care iubesc sportul și de asta meriți toate aprecierile mele, în primul rând, și cred că și ale voastre care îl vedeți pe Cătălin pe stradă, să știți că el este responsabil cu aducerea acestui eveniment în Timișoara, bineînțeles cu ajutor din partea N persoane la care a apelat el, mai mult sau mai puțin. Cum stai acum cu pregătirile, puțin să recapitulăm la Timișoara această perioadă 24-28 octombrie, ce mai ai de făcut, Cătălin? Legat de organizarea campionatului, stau foarte bine. Nespus de bine față de ultima noastră întrevedere, când am povestit că nu știm încotro să apucăm și pe unde să batem la ușa. Știm și ușile care ne s-au închis, altele s-au deschis. Așa e în viață, nu? Ca și organizare, tot ce ține de mine, ca să fiu cât mai ușor de înțeles, partea de organizare a acestui campionat, ce ține de mine, înseamnă tot ceea ce presupune sala Olimpia, obținerea ei, adică primirea dată de către primărie către noi, și asigurarea bunei funcționări
pe tot parcursul acestui eveniment. Asta ce înseamnă? Pază și protecție. Jandarmerie. Medici. Kinetoterapeuți. Masori. Dotarea sălii cu aparatură. Saltele. Garduri de protecție. Intrarea va fi gratuită. Atenție. Intrarea va fi gratuită. Gratuit. Da? Eu m-am zbătut foarte mult ca să nu luăm nici măcar un ban pentru intrare. Pentru că îmi doresc foarte mult ca timișorenii să vină și să vadă ce înseamnă acest sport. Ambulanță. Serviciu de ambulanță, da? De urgență. Amenajarea tuturor zonelor din sală. Tribune, zonă VIP, suprafețe de încălzire, vestiare, tot ceea ce presupune. Asigurarea bunei desfășurări a acestei competiții. Medalile, doar ce le-am făcut și am bătut palma care arată cu foarte firma, bine, nu le-am adus acum să le arătăm. Nu sunt aici, da, nu mi-a dat în cap să le aduc. Într-o altă ediție apropiată le vom aduce. Da, o să le aduc, promit, data viitoare. Pur și simplu le-am uitat. Nu a fost o reavoință. Și, într-adevăr, sunt superbe. În rest, federația are partea ei de muncă, ca să zic așa. Ei se ocupă de... uite că a pus colega și pozele de pe Facebook-ul meu cu medalile. Da, frumos, uite, foarte frumos. Felicităm pe colega noastră. Uite ce frumos arată. Acum era bine să o avem și da, live, dar... Da, se vede. O să le prezentăm și live. Deci pe panglică o să vedem acel albastru lung, care sunt culorile pangratenului, așa că nu putem să punem altă culoare. Albastru este obligatoriu și lângă acel albastru, chenarul lung albastru, avem drapelul României, da? Roșu, galben și albastru. Acolo pe panglică scrie exact evenimentul, zice la campionat mondial... Timișoara, și așa mai departe, și din jos este medalia de aur, argint și bronz, cu doi sportivi care se luptă, pe spatele lor este globul pământesc, este un eveniment mondial, și sunt alte idei de la greci care trebuie respectate și puse pe aceste medalii. Pe spate este lupul dacic care reprezintă România, scrie Timișoara, România, și așa mai departe. Federația se ocupă, în schimb, cu înscrierea, cu platforma de înscriere, cu cazarea, cu sportivii înscriși și cu arbitrii. Deci ei fac acest demers. Eu, de asemenea, trebuie să mă asigur cu transportul de la aeroport pentru sportivi, cu voluntarii care se vor ocupa de fiecare lot național, va avea câte un voluntar care se va ocupa de ei. Acel voluntar de la Universitatea de Vest, care vor veni, vedem, nu știu, 20-30, da. Deci eu am terminat, am încheiat ceea ce am de făcut, doar mici contracte pe aici, pe acolo, ce mai trebuie făcute, de prestări servicii. În rest, totul este rezolvat. Acum, dacă este să ne gândim puțin înapoi, că știu că de la început te-ai implicat și ai fost hotărât să faci asta și chiar cu gândul să aduci bani de acasă să faci acest lucru, nu foarte mulți, pentru că totuși sunt costuri foarte mari și ai și tu o familie. Cred că soția ar fi zâmbit la banii scoși din casă cu siguranță, pentru competiție. N-aș fi zâmbit nici eu, dar mai da. Să mai zic că nu, dar într-adevăr la început, fost multe de făcut, Cătălin. Au fost câteva ori m-am gândit că voi ieși foarte ai foarte avut momente dificil. Când ai vrut să renunț da. Competiție? Am avut. Vreo două, trei momente am avut în care am zis că... Și ce te-a făcut să revii totuși, să continui? Cred că ambiția. Ambiția și... Adevăr că eu realizez ceea ce se va întâmpla în Timișoara, pentru că vor veni, numai puțin, o să citesc tot de pe telefon, că aici am notat. Câte țări vor veni încă o dată? Până acum nu sunt închise înscrierile, mai ales că urmează o perioadă de 30 de zile, luna august, de vacanță, în care nu o să se prea întâmple nimic. Așa că din septembrie din nou o să mai avem niște înscrieri. Am tot aici notat, numai puțin. Bun. Așa cum spuneam la emisiunile anterioare, te rog. S-au anunțat țări participante de pe 5 continente.
De acum, pe 5 continente. 5 continente, da. E, acum, în schimb, am și o listă de 18 țări, deocamdată, care deja și-au anunțat prezența sau din care unele au aplicat pentru viză. Le-a și fost trimisă înapoi documentația oficială de participare ca să primească viză de intrare în România. Mă refer la următoarele țări. Camerun, Nigeria, Uganda, Africa de Sud. Astea sunt din continentul african. Spune-mi, te rog, câți sportivi sunt din Statele Unite ale Americii? 80. Cea mai mare delegație anunțată de până acum este de 80 de sportivi. Cele patru țări africane, am văzut deja lista, una dintre ele are vreo 25. 25, dar nu mai știu care, trebuie să intru pe WhatsApp, e un pic mai complicat, nu vreau acum să zăpăcim lumea cu atâtea detalii, dar din țările africane, cred că toate la un loc au undeva 70-80 de sportivi, Grecia s-a anunțat undeva la 50 de sportivi, deci deja 80 cu 80 din Africa și cu 40, 960, 200 și un pic deja din, 3, din Africa și Grecia și Statele Unite. Și noi, România, avem în momentul de față, cred că vreo 40. Deci o să sărim probabil de cifra 400 de sportivi cât am estimat inițial. Legătura cu Federația Română de Pancrationat Lima, cum este în prezent și ce comunicare ai cu ei? O să spun imediat, cu drag, dar vreau să mai spun din zona Australiei, cine vine, avem Australia și Noua Zeelandă, atenție, din Asia avem următoarele, Rusia, nici n-ai fi spus, Afganistan, Iran și Israel. Vor participa, da? Din America de Nord, America de Sud, America Centrală, avem doar Statele Unite. Și din Europa avem România, cum am spus, Grecia, Lituania, Germania, Italia, Cipru, Estonia. Până acum 7 țări din Europa. Vei participa sau... și tu? Da, voi participa și eu și Alex. Vom participa fiecare la categoria lui de vârstă. Eu la bătrân, el la tineri. Cum îmi place mie să spun. Da, eu voi concura la plus 35 de ani, am 35 și ceva, adică da, mă încadrez. Mulțumim. Alex este la plus 21 de ani, mulțumesc frumos. Relația cu Federația Română este una bună. Comunicăm bine pe a fost tema bucuros acestui să sport. Audă că ai avansat în așa, da, în ținem, așa grad ținem legătura, această competiție. Ținem legătura în permanență. Deci pentru orice noi vorbim la telefon. Acum, evident, când reușim să ne intersectăm timpul liber, că altădată nu răspund eu, altădată nu răspund el la telefon. Este una bună. Uite, de exemplu, ce am vrut să spun acum că mi-am amintit. De 2 ani de zile, ei, grecii, aveau, de la Federația Mondială, aveau un regulament strict și bătut în cuie. Și cumva pierdeau din cauza vârstei competitorilor. Aveau doar plus 21 de ani. Mă rog, copii, cadeți, juniori, nu-i mai punem la socoteală, plus 21 și plus 38. La propunerea mea, prin hârtie oficială făcută către Federația Română, a luat act și Federația Mondială, da? World Pancrationat Lima Federation, WPAF, și-au redus vârsta de veteran la 35 de ani. Pentru că în acești 3 ani... 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3,
4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. A fost un eveniment care m-a făcut să-mi schimb total percepția despre viață. Mă bucur că am putut să revin din punct de vedere fizic, pentru că eu am stat în pat și nu m-am putut mișca o foarte multă, o lungă perioadă de timp. N-a fost ușor, într-adevăr. Și, și cu toate astea ai venit într-un sport de contact după ce ți-ai revenit. Îl practicam înainte. Da, dar ai revenit, Am revenit încet, încet. Nu m-am gândit eu vreodată că voi face performanță. Adică atunci la vârsta respectivă, 28 sau 29, cât am avut când am avut accidentul, n-a fost plăcut. A fost imediat după ziua mea de naștere. A fost un eveniment ciudat în același timp. Am trecut peste, am revenit cu greu, dar am revenit. Și cred că m-a întărit foarte mult chestia asta, pentru că performanțele cele mai mari în sport le-am avut după accident. Deci după accident. Și cam după pandemie, de fapt. Începând din 2021, am avut cele mai mari performanțe în sport. Da. Cătălin, revenind acum la această competiție din toamnă, sunt multe țări, mulți sportivi care ne vor călca pragul Timișoarei. Ideea este că ești pregătit pentru acest lucru și dacă acești sportivi care îți vor călca pragul până la urmă în acest oraș, cred că va fi puțin, nu știu, spre așteptările lor, sub așteptările lor. Acum, ei fiind învățați cu o organizare, poate nu ca în România, că noi acum suntem la început, totuși suntem în Timișoara, unde vezi și tu ce greu este cu sportul și ce eforturi faci. Sper totuși să ții ștafeta asta sus la această competiție și să fie mulțumiți. Eu sunt convins, nu că vor fi mulțumiți, că vor fi extrem de încântați de această competiție, pentru că chiar dacă eu n-am organizat până acum nicio competiție, deci nici măcar la mine în sală n-am organizat absolut nimic, vreodată sau direct campionat mondial, adică da. Mi-a plăcut ideea, n-am știut la ceea ce urmează, ceea ce voi avea de făcut, dar odată cu trecerea timpului am învățat, am pus mâna pe telefon, am întrebat ce trebuie făcut acolo, ce trebuie făcut dincolo. Partea bună este că am experiența competițiilor la care am participat până acum și am văzut. Și ceea ce nu mi-a plăcut mie la o anumită competiție, am vrut să nu fac eu. Și cu siguranță așa se va întâmpla. Evident că nu sunt singur în toată treaba asta. Că am în spate și federația, și echipa de la mine de la sală. Dar ne străduim să iasă cât mai bine posibil. O să avem multe surprize pentru spectatori. În primul rând, chiar discutam cu cineva și a fost organizat acum campionatul mondial de lupte libere pe plajă. Foarte frumos, mi-a plăcut foarte mult. Și zicea, păi da, bun, uite, aici sunt câțiva spectatori, că o tribună mică, în poate și spectatorii care treceau prin pe Marul Beghe, treceau să vedea ce se întâmplă. Și eu atunci am fost întrebat, zice, cum o să ai tu spectatori mai mulți dacă luptele libere, care lumea știe de lupte libere sau greco-romane, uite cât sau, nu știu. Și le-am explicat că e o singură probă de luptă. Da, proba de lupte libere. Pangratiu nu are 5. 5 probe. Unde un sportiv poate să fie medaliat cu 5 medalii de aur. Dacă rupe tot la probele respective. Adică dacă va lua aurul. Pentru că avem prima probă de kato, asta înseamnă judo, un fel de judo nevaza, judoku, adică proiectarea se punctează și submisia. Atât, nu se întâmplă altceva, nimic. Următoarea probă este imie pafis, asta presupune același lucru, plus încă ceva. Deci tot timpul se crește.
ca și greutate, ca și dificultate, ca și tot ce se întâmplă. Asta înseamnă că ai voie să lovești în regim de semicontact adversarul. Adică ai voie să îl proiectezi, da? Să-i faci o proiectare de judo, dar înainte de asta poți să-i dai un pumn sau o lovitură de picior care poate să-l dezechilibreze ușor și îl prinzi mai ușor. Avem după aceea următoarea probă. Epaphis, da? Agonimi epaphis și urmează agon epaphis. Ce frumos sună, vezi limba greacă, vezi? Da. Asta ce înseamnă? Deja loviturile nu mai sunt de semicontact. Loviturile sunt puternice. Deci lovești, îl pui jos, îl submiți. Frumos. Aceste trei probe se desfășoară în endime. Adică în echipamentul ăla alb-albastru, da? Sau bluzele diferă de la sportiv. Nu trebuie să fie în alb, unul în albastru, obligatoriu. Arbitru are culoarea roșie. Pantalonii sunt albaștri, stric la toată lumea. După care urmează două probe mult mai grele. Urmează pleris, urmează pixlax. Asta ce înseamnă? Kickboxing, da, kickboxing sănătos, da, ceea ce vedem în galele de kickboxing. Și ultima este pleris agon. Ceea ce vedeți în cușcă la UFC, aia se întâmplă aici. Exact. Doar că nu se desfășoară în cușcă, se desfășoară pe suprafață. Toate aceste sporturi enumerate de tine la această competiție. Da, da. Și atunci, evident că de aici au derivat, da? Box. Normal, da. Da? Vezi, de asta spun. Kickbox. Sunt idei. Muay Thai. Judo. Karate. Toate. Actualul UFC este făcut pe sistemul Pankration. Tot ceea ce vedeți în cușcă, bine, nu la gala, nu vreau să-i dau nume unde merg tiktokerii, da, și... Da, da, nici eu nu vreau. Aia este o prostie, ceva. O mizerie ordinară. Vorbim de gale sănătoase. Serioase. Da, serioase. Uite, unde acolo, sunt vedem... sportivi adevărați. Da, astea sunt endimele, da, astea sunt endimele, da, pantalon albastru și bluza albă. Avem proiectarea, acum chiar este o proiectare. Da, asta este o imagine de la încălzire. Așa sunt colegii noștri de la București. Da? Deci asta este, uite, o proiectare în care a făcut un salt și de aici continuarea va fi o submisie pe braț. Da. Da, și aici, uite, parcă te văd pe tine. Nu. Tot colegii de la București. Asta este din sala lotului național din complexul Iamanoliu. De acolo sunt pozele astea. Da, mă bucur, Cătălin, că m-ai avansat într-un fel frumos cu această organizare. Sunt probabil emoțiile care vor urma să te copleșească chiar înainte de competiție, dar aceste emoții vor fi constructive pentru tine, pentru că totuși ai atâția oameni în spate, în câteva zile, nu este chiar așa de simplu de gestionat. De asta ai nevoie de foarte mult ajutor și de foarte multe susținere pentru acest lucru și cu siguranță vei face cu bine acest pas, pentru că acum știi cum e, să nu-ți placă foarte mult de organiza gale și să organizezi acum, să lași sportul și să organizezi numai competiții. Poate se întâmplă și acest lucru. Nu știu dacă te-ai gândit la acest lucru, Cătălin. Nu știu la cât de mare este agitația și chiar îmi spunea un prieten, eu în locul tău n-aș dormi noapte. Când i-am pus Vezi că hârtile, sunt foarte multe, adică când i-am pus hârtile așa pe față, pe hârtile, masă, cu oamenii care vin, sportivii, da, arbitrii, nu câți arbitri vin? 35 de arbitri. Care au statut de arbitru internațional. Nu național. Deci trebuie să ai niște cursuri făcute în Atena pentru a putea fi arbitru internațional. Da? Că și la fotbal, nu oricine așa arbitrează este, da? Da, din Liga 1, poate să meargă la Cupa UEFA sau mai știu eu pe unde. Sunt așa niște pași, da? Da. Vom avea arbitri din Statele Unite, vom avea din Rusia, vom avea din Grecia, vom avea foarte mulți. Cătălin, ce mai ai de făcut? Bună întrebare. Nu știu dacă mai am de făcut ceva. Așteptarea oricum, n-ai ce face. Să aștepți să vină weekendul acela și să vină sportivii sau ce aștepți? Am emoții foarte mari, să știi. Când mă gândesc la evenimentul care urmează, am emoții foarte mari. Deci trec prin mine așa. Cazare stabilită, da? Da, totul este stabilit. Tot. Deci nu
doar dacă mai apare câte o idee sau, uite, de exemplu, un prieten foarte bun de-al meu mi-a dat o idee bună pentru autocar oficial. Deci, pe hai să-l colanțăm, să punem cu tare sigla alea. Lasă că nu-mi trebuie. Cum să nu punem? Punem pe el. Bun, o idee. Uite, după aceea am mai primit și alte idei. Da, unele sunt bune, altele sunt mai puțin bune. Bineînțeles că nu iau deciziile de unul singur. Da, mă vorbești, consult da. Și eu, domne, la federație. Uite, a venit un prieten cu o idee. Ce părere aveți și voi? Eu zic că, da? Cum am făcut medaliile? De exemplu, medaliile le-am făcut, ei mi-au dat de la federație, da, dungile astea ce le vedeți, da, aici, astea sunt grecie și trebuie să le pui. Nu știu nici eu exact ce sunt le prezintă. Sunt obligatorii. Da, sunt obligatorii. Le-am făcut. Primele am primit cele trei medalii și eu, le-au primit și cei de la Federația de la București și am stat și le-am analizat. Eu am constatat că sunt mici defecțiuni la ele. Mi-au dat dreptate. Au zis, da, ai dreptate. La culoare, la pe aici, pe acolo, la formă, le-au refăcut. Și acum au fost făcute exact așa cum ne doream. Dar să zic, nimic nu fac fără să-i înștiințez pe ei, dar o comunicare există, da, și a existat în permanență, continuu, în da, pentru această discutăm, competiție. Da, în permanență. Oricine, ce întrebări are legat de sponsorizări, de bani, de dacă vrea nu știu care să vină să sponsorizeze și el vrea să pună medaliile la gât, despre, am discutat despre prezentarea, cine prezintă, cum prezintă, 99% e bătut în cuie. Acum, rămâne de văzut, nu? Cu transmisiunea în direct sau măcar deschiderea sau măcar finalele. Deci da, noi măcar să dăm conferința de presă la început. Conferința de presă, deci tot și să dăm câte o finală. Da. Tot. Și când ne-am pus, asta vreau să zic, când ne-am pus în fața hârtiile unui prieten apropiat, uite, asta am eu de făcut și aveam 3 puncte bifate. Aia a fost să fiu, n-aș dormi în locul tău. Păi, eu dorm. Și mai e și altceva de făcut, n-ai numai asta. Evident, am și pacienți, trebuie să lucrez, trebuie să am grijă de copil, de familie. Bineînțeles că nu e doar atât. Dar îți spun sincer, nu știu dacă mă mai tentează să organizez și alte competiții. Dar nu se știe niciodată. Da, uite, vreau să... Că am omis chestia asta și... aveam pregătit aici pe telefon, tot de pe Wikipedia, că aici găsim toate informațiile acreditate, oficial, nu... Care nu le putem contrazice. Da, nu le putem contrazice, deci... Adică poți să contrazici da. Pe oricine. Uite, deci calculele mele, am spus clar, 1500 de ani. După 1500 de ani de întrerupere, în 1896, la Atena, deci tot în Grecia, au fost reluate Jocurile Olimpice. Reconstruirea acestui eveniment sportiv s-a datorat francezului Pierre de Coubertin. Un rol important în reînvierea Jocurilor Olimpice l-a jucat și Evanghelie Zappa. Aici nu o să intru în detalii cine sunt acești domni. Numărul sportivilor participanți la Jocurile Olimpice a crescut de la 241 din 14 țări. Atâți au fost la Olimpiada din 1896. La aproximativ 11.000 din 202 țări la Jocurile Olimpice de la Atena, care au fost. Da? Bine, acum aici se mai referă și la faptul că la Olimpiada de iarnă, de exemplu, din 2026, numărul sportivilor a fost de 2.000 din 80 de țări. Păi, acum să merge Dumnezeu, dar ea din Africa, dacă n-au zăpadă, de unde să schieze, da, nu? Da, este puțin mai greu. Așa că, din păcate, cum spuneai și tu mai devreme, sunt mulți oameni răi, mulți oameni care au de comentat, care au de obiectat. Asta cumva întotdeauna o să fie. Da, și înainte de Hristos erau acești oameni. Nu, sigur că da. Nu, nu se schimbă acest lucru nu niciodată. Nu ne deranjează, nu. Dar știi care e chestia? Că și paradoxul. Da, măcar dacă are cineva curaj să vină să spună în față. Bă, eu cred că cu tare. Ei, să povestim un pic, dacă chiar te interesează. Dacă nu, ce să zic? Caută pe Google. Da. O să găsești informații. Adică înainte de a fi penibil într-o discuție... Mai bine te pregătești. Mai bine te pregătești. Mai bine cauți pe Google, ia să văd eu ce e chestia foarte aia. Simplu, da? Ia să văd, da. Păi toată lumea are telefon, are internet. Ia să informația văd eu ce e chestia asta, mă, ce face ăsta. Că poate e ceva. Acum, și mie dacă mi se spune, nu știu, despre ceva... Acum nu
dă în cap, dar nu știu, pe tema economică, dau un exemplu, dar la care nu mă pricep. Nu adică să-mi dau cu părerea. Dacă nu mă pricep, măcar caut pe Google, știi, măcar da. Îl întreb pe Xulescu, mă, te pricep? La, zi-mi și mie că sunt tâmpit, habar n-am, da? Nu vreau să și semnalizez. Păi dacă ești tâmpit și semnalizezi, aia e. Da. Nu mai avem foarte mult timp, colega mea. Gata, făcut, dacă, deja? Da, mi-a făcut semn, uite ce repede trece timpul. 5 minute au trecut foarte repede. Trece timpul, Cătălin, fantastic de repede și săptămâna trecută a zburat timpul, dar uite, mai am câteva întrebări pentru tine, pentru această competiție, pentru cei care sunt interesați și vor să vină unul fără intrare, da? Adică cei care vin la acest eveniment da. Vor avea intrarea liberă, da? Da, 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 da. Așa cum am spus, intrarea liberă. Da. Așa este. Vei avea pază, da? Vei avea tot ce trebuie în acest sport. Organizarea unui campionat mondial. Deci ca și cum organizezi un campionat mondial, nu știu, într-o sală, poftim, de basket sau de orice, de fotbal, de absolut orice. Doar sala că nivelul câte, e mai mic. Cu câteva zile, cu câte zile înainte ți este la dispoziție ca să poți să pregătești toate aceste lucruri? De miercuri avem sala la dispoziție. Asta înseamnă că noi de miercuri ne apucăm deja să o amenajăm. Joi vin delegațiile. Ai făcut deja planul cum vei începe da, tot, de miercuri? Tot. Ca nu, să deci, gați exact da, până în ziua da, competiției. Competiția se va ține efectiv. Deci, de parte competițională, se va desfășura efectiv vineri, sâmbătă, duminică. Adică ultimul weekend din luna octombrie. Noi ne apucăm, evident, de amenajarea sălii de miercuri. Deci vor fi două săptămâni în care probabil că familia nici nu o să mă vadă conferința, la față. Așa este. O să mă sune la telefon. Conferința de presă cu câte persoane se va face, te-ai gândit? Nu știu, nu m-am gândit la chestia asta. Când vedem să ce capacitate au are sala care ne-a fost dată sub formă de sponsorizare, ne-a fost pusă la dispoziție. Nu-i voie să dăm nume, nu? Da, ar fi bine să... Da, nu dăm nume. O să se vadă atunci la conferința oficială. Unde vom fi? Un hotel luxos, frumos, din Timișoara, nou, modern. Da. Da. Nu m-am gândit la număr, vedem ce capacitate are. Noi dorim să umplem sala. Repet, nu știu câte locuri o să fie. 20, 30, 50. Vedem. Sportivii pot fi și remunerați în bani care vor câștiga sau nu? Sau asta încă este deschis acest lucru? A, la noi? De către da. Noi? Nu, nu. De unde? Nu, nu avem așa posibilitate. Dar nici la Olimpiadă nu s-au dat bani până acum. Până la ediția asta. Adică există loc ca să vină un sponsor să zică, măi, vreau să dau pentru locul întâi? Dacă măcar... există, de exemplu... Accepți acest de, lucru? Da, sigur că da. Deci dacă vine, de exemplu, un sponsor, chiar și asta a fost o discuție cu cei de la federație. Dacă vine, nu știu, firma X, să spunem, o firmă puternică, de temir ce chestii, ba îngrășământ, ba cereale, ba clădiri, ba orice, absolut orice, și spune, domnule, eu vreau să premiez, nu știu, 2, 3, 5 locuri întâi. Sau vreau să premiez cel mai bun sportiv declarat al competiției. Sportivul acela va primi document, da, o hârtie scrisă, ștampilată cu antetul și cu ștampila Federației Mondiale. Va primi o plachetă și acolo se va nominaliza, clar, sponsorizat sau oferit de către firma X, reprezentată prin domnul Cutare, care a venit, a făcut, da, sigur că da. Da. Dar noi nu avem posibilitatea asta. Deci în momentul de față, încă avem un deficit bugetar măricel, dar care sunt convins că se va rezolva și va fi acoperit până la ora începerii competiției. Mă bucur că ai avansat atât de mult, nu mă așteptam să fii atât de bine pregătit cu această competiție, chiar în... Nu suntem încă în august, la sfârșitul lunii iulie, să ai aproape totul bine pus la punct, dar vom mai discuta pe această temă chiar în perioada respectivă, peste o lună de zile. Până atunci, urmăriți-ne la De Vorbă cu Stelian și Cătălin. Odată la două săptămâni discutăm despre, chiar vom atinge și subiectele Olimpiadei, unde le vom dezbate și poate vom avea mai multe păreri până săptămâna viitoare, în 5 august, de la ora 21:30. Urmăriți-ne pe televiziunea nouă. Îți mulțumesc, Cătălin, pentru participarea la această emisiune. Cu drag, oricând. Mult succes în continuare pentru pregătirea mulțumesc. Acestei importante competiții internaționale la Timișoara.
și îți dorim sănătate și succes. Mulțumesc frumos, la fel vă doresc. Seara bună! Atât pentru astăzi, cum zice Cătălin, vă doresc o seară bună și rămâneți pe televiziunea nouă, numai bine!